Se extinde scandalul alimentelor la standarde îndoielnice vândute de firmele occidentale în lanțurile de magazine ale țărilor foste comuniste. La Bruxelles au existat multe plângeri împotriva cărora în piața de consum este european, se extinde scandalul alimentelor la standarde îndoielnice vândute de firmele occidentale în lanțurile de magazine din țările foste comuniste. La Bruxelles au existat multe plângeri, potrivit cărora în piața de consum este europeană ajung alimente cu gust și consistență inferioară normelor europene chiar dacă firma producătoare păstrează același preț și ambalaj ca în rețelele din Germania, Italia sau Franța. În aceste condiții, Ministrul Ceh al Agriculturii a anunțat că până în luna iunie va fi încheiat un studiu referitor la calitatea alimentelor importate. Datele obținute vor fi folosite pentru schimbarea regulamentului Uniunii Europene. Un studiu similar a anunțat și Ministrul Fermelor din Ungaria.